Asociația companiilor de distribuție de bunuri din România a remis primului ministru al României o petiție prin care solicită declararea distribuției de bunuri sector strategic. Mai mult au cerut executivului ca urgent să creeze pachete de măsuri guvernamentale în spiritul anunțului făcut de Comisia Uniunii Europene, informare cu privire la cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei. Toate aceste măsuri se implementează în acțiunile comune inițiate de Uniune pentru deducerea efectelor pandemiei de COVID-19. Mai multe detalii aflați dacă accesați site-ul nostru agro-tv.ro, unde găsiți și alte informații interesante legate de situația actuală din industria agricolă.